Deci, Te întrerup da. un pic, că vreau să anunț ceva. E o veste tristă, dar mă rog, asta e. Simona a pierdut meciul, Simona Halep a pierdut meciul cu Eugenie Bouchard în semifinalele de la Wimbledon, dar chiar și așa este o foarte mare performanță pentru tenisul feminin din România. Simona este o mare campioană, este la început de drum, este numărul 3 mondial și va rămâne acolo chiar dacă n-a mers în următoarea etapă, adică în finală. O așteptăm cu toții acasă, așa cum se așteaptă un mare campion. Și le spun românilor că săptămâna viitoare Simona va juca la Bucharest Open. Eu mi-am luat deja bilete și abia aștept să o văd jucând live. Trebuie să fim alături de ea și în momente de astea când, uite, sunt convinsă că o să fie o seară tristă pentru Simona. A avut o accidentare. Nu mi-e foarte clar dacă a pierdut și din cauza acelei accidentări. Este foarte posibil. Știu că și tu ești fan Simona, de da, asta... Da, îmi pare rău și eu am susținut-o și o susțin, dar să știi că pentru mine e cel puțin la fel de mare învingătoare și indiferent că în seara asta a câștigat sau nu, pentru noi este o emblemă a țării și îi spunem în continuare că o iubim, că o susținem necondiționat și că vom fi alături de ea oriunde ar fi pe mapa mond. Așa este. Deocamdată săptămâna viitoare la București. Cred că e foarte important pentru ea să vină oamenii să o vadă. Sigur că da, categoric vom veni. Cine, dacă ne, suntem cu adevărat patrioti, vom veni să o vedem, să o susținem. Să spunem cât de mult o iubim și cât de mult o respectăm pentru că a făcut atât de multe lucruri frumoase pentru țara asta. Așa este. Serghei, voiai să spui ceva? Cu toate că o mare parte din români și oameni cu carte cu asta se bucurau să piardă, adică avem o satisfacție să nu avem... Eu cred că aceia nu sunt normali. Da, și eu nu înțeleg de ce e ura asta la noi, adică avem și noi pe cineva care merge în sus și să nu meargă dumne, să o dărâmă și pe ei, da, dar nu există decât unul care o critică. Tot timpul avem noi chestia asta, dar nu trebuie să generalizăm. Cei mai mulți români, mă uitam și pe Facebook, sunt oameni care o iubesc și care au început să îndrăgească tenisul datorită ei. Chiar moderatori de emisiuni, din punctul meu de vedere, bornamental. Cât de mult am muncit, mă rog. Să rânjim, nu vreau nici să nominalizăm, dar asta e, asta spuneam. O iubim pe Simona, este o mare performanță ceea ce a făcut ea. Cătălin, ne întoarcem un pic la subiectul de dinainte de vestea asta. Asta e. Trebuia să anunț. Da. Ne pare rău, dar repet, o susținem în continuare și, uite, vezi cum spune și Serghei, sunt mulți oameni care o iubesc, că nu știu de ce ne vorbește, pentru că cei care n-au vrut să câștige sunt probabil niște complexați, sunt niște frustrați. Așa cum poți să nu te mândrești cu o fată care a muncit atât de mult și a ajuns atât de departe? Doamne ferește, este emblematic. Puteam la un moment dat spune, dar eu câștiga acum că e o Nadia, un Hagi și așa mai departe. Why not? Da, mă rog, oricum are timp să ajungă mult mai sus. Are decât 22 de ani. E foarte mic. Cu siguranță că va face o figură frumoasă la următoarea, la următorul eveniment.